ne-am întâlnit aici la o, cum să zic, dacă îi zic revelație a muzicii, e bine? Sună bine. E o petrecere de lansare, pentru că de un an de zile, știi cum e, ești răsplătit în public pentru ce practici în privat an de zile și asta s-a întâmplat. De un an de zile ne batem cap în cap eu și Marius să creăm tehnologia asta și astăzi e mica noastră răsplată pentru că putem împărtăși cu oamenii. E să fii partener așa cu Marius Moga. L-am întrebat și pe el ce a împrumutat el de la tine, ce ai luat tu de la el. A zis de bine sau de rău? Ca să știu ce zic. A zis de bine, da. Zic și eu de bine. Noi facem echipă foarte bună pentru că ne asemănăm din multe puncte de vedere și ca parcurs de viață. Amândoi am plecat în America, am reușit acolo, ne-am întors cumva, dar cel mai mult admir la el poate perseverența. Printre multe altele este un exemplu la capitolul perseverență și deschiderea cu care abordează subiecte pe care alții poate le-ar evita sau de care ar fugi. Asta este și nouă, ne-a vorbit foarte frumos și am văzut că voi ați mers și în vacanță împreună. A fost așa o vacanță combinată în America, nu? Și de muncă și de fan sau mai mult de muncă? Mult spus vacanță, pentru că dacă prin vacanță te gândești la discuții despre algoritm și cum să faci teoria muzicală să se pupe cu muzică, cu tehnologia, dar e pasiunea noastră, până la urmă o facem din drag. Noi știm câte zeci, sute probabil de nopți avem până dimineața în care stăm și dezbatem cum să facem o treabă, cum să o implementăm, dacă e bine, dacă nu e bine. Dar asta face diferența, cred că asta a făcut și în cazul nostru, că suntem două minți creative care s-au pus cap la cap cu o misiune comună și am dat roade până acum, să vedem. E primul pas abia, oricum, suntem abia la început de drum în treaba asta și ține pumnii. Cum ești cu degetele accidentate așa? Ce se întâmplă? Se face muzică bună? Se face muzică bună și în situațiile astea, dar măi, se întâmplă, na, accidente și situații neprevăzute și nefericite în viață o să tot vină. Cred că e important de cum le gestionezi și cum înveți lecțiile importante din fiecare și să treci peste. Că, în general, am învățat în viață cu rău din fiecare situație, nu am ce să fac, dar cu o lecție valoroasă, cu siguranță o să mă ferească pe viitor, poate, sau dacă nu, o să mă facă mai înțelept. Te-ai refăcut, ai trecut peste ce s-a întâmplat recent în viața ta? Eu zic că da, iată-mă, sunt... îmi iau energia din proiectele pe care fac, din oamenii din jurul meu. Nu am timp real să mă afund în probleme de genul. Deci sunt viața acolo. Viața merge înainte, cum se zice. Viața oricum merge înainte, dar merge cu capul sus. Pentru că unii n-a poate să aleagă să vadă rău din orice se întâmplă, eu aleg să văd binele și sunt recunoscător pentru oamenii din jurul meu, pentru tot binele care mi se întâmplă zilnic, pentru faptul că sunt două mâini sănătoase, două picioare sănătoase, pot să vorbesc aici cu voi și asta mă dă jos din pat dimineața. Cum gestionezi relația cu admiratoare? Nu cred că o gestionez, sincer. Cred că se autogestionează într-un fel, dar cred că sunt etape și etape în viață. Nu cred că sunt în etapa în care caut ceva. Încerc să îmi reculeg eu prioritățile și ce scris, asta m-am convins și am învățat în ultimul timp, că ce e dat să se întâmple, se întâmplă la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, deci nu trebuie să grăbesc lucrurile în viață, se așează ele într-un final. Ai zis că nu cauți, dar când va fi să găsești ce-ți dorești de la, nu știu, să zicem, de la viitoarea ta parteneră de viață? Un exemplu de comunicare. Atât, nu sunt pretențios. Dar comunicarea pentru mine e foarte importantă. Fratele tău este și el la fel de talentat sau îți calcă așa pe urme? Cum îl susții, cum îl încurajezi și cum îl ajut să meargă mai departe? De-ar fi doar ca mine, e câteva clase peste, dar e unul din oamenii care mă motivează cel mai tare, în primul rând. Mă luminez când aud numele lui, pentru că mă mândresc cu el, mă mândresc cu ambițiile lui, sunt... Cu asta mă înconjur, cu oameni ambițioși, cu oameni care vor să creeze, vor să facă lucruri, nu să se complacă, să stea pe canapea și să aștepte să cadă lucruri din cer. Și faptul că e atât de muncitor și ambițios la o vârstă la care eu... Bine, munceam și eu pe atunci, dar a început mult mai devreme și e mult mai responsabilizat decât eram eu. Și pe mine mă inspiră treaba asta. E mare lucru să poți să iei inspirația de la fratele mai mic de 12-13 ani. Da, și mama voastră v-a crescut foarte frumos, a fost mereu alături de voi. Ce ai învățat de la dânsa? Ce am învățat? Am învățat principiile pe care le port și astăzi. Faptul că trebuie să țintesc sus, că nu primim a doua șansă la viață și e păcat să o irosim. Și principiile de viață care mă ghidez. Faptul că trebuie să fiu un om integru, un om onest cu oamenii din jurul meu și să-mi iubesc aproapele.
cred că sunt cele mai valoroase principii pe care mi le-a transmis nu doar mama și tata și toată familia încă de mic. Ai fost norocos de mic și ți-ai făcut banii singuri, cum se zice. Ești chipzuit? Asta cu norocul ți-l faci și cu mâna ta, nu știu dacă am fost norocos, că aș fi câștigat la loto dacă eram norocos, dar sunt chipzuit. Nu am boala asta a cheltuielii, nu îmi găsesc fericirea în a cheltui bani, nici nu mă zgârcesc, dar nici nu mi-au împlinirea din treaba asta. Drept dovadă, nu am problema cu a fi sau nu chipzuit, pentru că nu am problema cu cheltuitul. Echilibrez balanța din partea alaltă. Unii încearcă să facă mai mult ca să țină pasul cu cheltuielile, eu mă mulțumesc cu cât fac, țintesc, bineînțeles, cât de sus se poate, dar nu am problema cu cheltuitul, din fericire. Dar în ce, nu știu, pe lângă muzică și business-urile tale, în ce îți place să mai investești bani? Poate de viitor, în continuare, sau cu ce te răsfezi tu? În primul rând, în Revocalize poate oricine să aibă ocazia să participe și, în al doilea rând, în sănătatea mea și în sănătatea fizică, psihică, în experiențe care nu pot fi neapărat cumpărate în bani. Și alea de obicei sunt gratis. Asta e norocul pe care l-am, că experiențele pe care le împărtășesc cu oamenii din jurul meu sunt de cele mai multe ori gratis și alea sunt, cred că, momentele care rămân peste ani și ani în minte. Nu cred că ne aducem aminte când ne-am cumpărat nu știu ce haină. Astea rămân, astea gratuite, care ne fac viața mai colorată.